Continuăm cu știri externe. Președintele rus Vladimir Putin le-a mulțumit militarilor pentru că ar fi împiedicat declanșarea unui război civil în Rusia. A fost cea de-a treia intervenție publică a lui Putin după rebeliunea militară a grupului de mercenari Wagner împotriva Ministerului Apărării, încheiată sâmbătă cu un acord mediat de președintele Belarusului. Vladimir Putin s-a adresat militarilor după ce aseară s-a întâlnit cu șefii structurilor de forță și a ținut un discurs în fața națiunii, dând asigurări că orice încercare de șantaj sau de tulburări în Rusia va fi sortită eșecului. În pofida faptului că sâmbătă mercenarii grupului Wagner au ocupat orașul Rostov, inclusiv principalul centru de comandă sud al armatei, și au ajuns aproape de Moscova, Putin i-a lăudat azi pe militari pentru că ar fi prevenit o lovitură de stat. Частей Минобороны, Росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших вооруженных сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Путин nu a specificat cum anume au intervenit militarii pentru a împiedica ocuparea orașului Rostov sau înaintarea marșului Wagner spre Moscova. Rămâne la fel de confuză și declarația lui, potrivit căreia armata și poporul rus s-ar fi opus rebeliunii, în condițiile în care toată ziua de sâmbătă mercenarii erau aplaudați în stradă și întâmpinați cu flori și steaguri ale grupării Wagner. Rebeliunea a început vineri după ce șeful grupului Wagner, Evgeni Prigojin, anunța că mercenarii săi au fost atacați cu rachete la ordinul Ministerului Rus al Apărării și că pornesc într-un marș al dreptății pentru a prelua conducerea acestei instituții. Sâmbătă seara, Prigojin le-a dat însă ordin militarilor săi să revină la bazele lor temporare din Ucraina pentru a evita vărsări de sânge. Kremlinul anunțase că rebeliunea s-a încheiat în urma unei înțelegeri mediate de președintele Belarus Alexandru Lukashenko. Conform înțelegerii, Prigojin urma să fie absolvit de răspundere penală și să fie exilat în Belarus, unde, potrivit site-ului Flight Radar 24, ar fi aterizat azi un avion care are legătură cu grupul Wagner. Înșiși militarii grupului de mercenari au primit promisiunea de a fi amnistiați, cu posibilitatea de a încheia contracte cu armata rusă.